campion mondial din 2009, Ryan Braithwaite din Barbados este și el prezent. Frederick Townsend din Statele Unite pe culoarul 1, descalificat la trialul olimpic pentru echipa americană. Ryan Braithwaite, campion mondial în 2009 la Berlin, locul 5 la Jocurile Olimpice de la Londra din acest sezon pentru atletul din Barbados. Jeff Porter a concurat la Jocurile Olimpice clasându-se al 5-lea în semifinală. Jason Richardson, surprinzătorul câștigător al medaliei de aur la jocurile, la campionatele mondiale din 2011, el a confirmat însă ulterior, iar în acest an a terminat al doilea în urma compatriotului său Arias Merritt. Pe culoarul 4 Richardson, pe 5 David Oliver, este al treilea performer din toate timpurile cu 12 secunde 89 de sutimi din 2010, după Tyrone Robles din Cuba, recordmanul mondial cu 12.87 și chinezul Xiang Liu cu 12 secunde 88 de sutimi. Ryan Wilson va alerga pe culoarul 6, campion universitar american în 2003. Lehan Fury din Africa de Sud, finalist olimpic la Londra, el s-a clasat al 7-lea, campion al Africii în acest an. Pe culoarul 8, David Payne, care în 2009 s-a clasat al 3-lea la campionatele mondiale. De asemenea, Payne a urcat pe podiumul Jocurilor Olimpice în 2008, terminând al 2-lea. Are 30 de ani acum, David Payne. Porter și Richardson, Oliver și Richardson în această imagine. Richardson a alergat în acest an în 12 secunde 98 de sutimi, coborând pentru prima dată sub 13.00. 6 americani la startul acestei probe, un atlet din Barbados și unul din Africa de Sud. Excelentă calitate a acestei liste de concurs. Foarte bun startul lui Richardson pe culoarul 4. Lângă el se află David Oliver, care doboară foarte multe garduri. Richardson conduce, David Oliver pe poziția a doua. Aceasta este ordinea pe 3. Lehan Fury din Africa de Sud, 13.08. La 10 sutimi de secundă de recordul competiției deținut de Mark Creer de acum 13 ani, un alt atlet din Statele Unite. Jason Richardson a fost dublu campion mondial de cadeți în probele de garduri din 2003, câștigând atât la 110 metri cât și la 400 de metri garduri. El s-a impus recent la Lausanne, în condițiile în care învingătorul olimpic Arias Merritt a fost descalificat pentru un start greșit. Înainte de Jocurile Olimpice, Richardson a câștigat la New York în Diamond League și la Edmonton. Apoi s-a clasat al doilea la trialul olimpic american la Londra în concursul din Diamond League pe stadionul Crystal Palace și la Monte Carlo. De asemenea, locul al doilea în concursul olimpic, apoi o victorie la memorialul István Gyulai de la Budapesta. Cursă foarte bună făcută pentru Jay Rich, cum este poreclit Jason Richardson, care este al treilea performer al lumii din acest an, după Arias Merritt și Xiang Liu. David Oliver și Jeff Porter se află pe locurile 4 și 5 cu 13.07 respectiv 13.08. Acești sportivi au fost prezenți și în cursa de la Zagreb, câștigată de Jason Richardson.
sportivilor care au reușit să coboare în istoria probei de 110 metri garduri sub 13 secunde a ajuns la 14. Ultimul intrat în acest club de elită fiind Jason Richardson, cu rezultatul obținut în iunie acest an la Eugene, 12 secunde 98 de sutime. Astăzi cu vânt de favorabil, iată, este înregistrat în rezultatul oficial de 13.07. David Oliver pe 2, Leon Fury